Canizoana este un vis al fostelor administrații din Cernavodă. Este o clădire emblematică pentru oraș. N-a mai fost folosită cu destinație de garnizoană de multă vreme. Este o clădire care este afectată și de seisme, încadrată în gradul 2 de seismicitate și cu unele probleme de stabilitate. Ambiția însă a fost ca să realizăm un complex muzeal la Cernavodă prin completarea actualului muzeu Axiopolis cu o clădire nouă care să deservească, eu știu, și pentru adăpostirea altor dovezi istorice despre continuitatea cetății Axiopolis și a acestui oraș de milenii. Faptul că Cernavodă este locul unde a fost descoperit gânditorul de la Hamancia, vorbind de o civilizație de peste 5.000 de ani, spune ceva despre istoria și despre vestigiile care sunt aici și mai ales spune că există obligația comunității de a pune în valoare acele vestigii istorice pe care le are, acele dovezi. Mai nou, în istoria Cernavodei, mai ales în istoria militară, au existat numeroase dovezi ale existenței Cernavodei și atunci o parte din această clădire a garnizoanei va fi transformată în muzeu de istorie militară. Și de asemenea încă trei obiective importante, respectiv podul Anghesalini, centrala nucleară electrică și canalul Dunăre-Marea Neagră, își vor găsi adăpost în această clădire care va fi un muzeu. Împreună cu actualul muzeu Axiopolis, în care cultura Hamancia este reprezentată și pentru care primăria a realizat un proiect european prin cooperare transfrontalieră, vom încerca să transformăm această zonă până la sfârșitul acestui an într-un complex muzeal. Un complex muzeal care să devină mai atractiv din punct de vedere turistic, pentru că Cernavodă are destul de multe lucruri pe care le poate arăta și din punct de vedere turistic. Da, clădirea are nevoie de consolidare, nevoie de hidroizolații încă din subsol, de o reamenajare interioară, de o agrementare și de o folosirea unor materiale care să fie în concordanță cu vechimea clădirii. Este o clădire construită în anii 30, 1930, și fiind un capăt de perspectivă al străzii Nicolae Titulescu, este foarte vizibilă la intrarea în Cernavodă de pe pod. În momentul în care intri în Cernavodă, în partea stângă, capătul străzii, practic este acest capăt de perspectivă care este garnizoană și care va fi în viitor muzeu. Da, ne-au dat-o cadou, pot să zic așa, sub formă gratuită, dar cu condiția să facem muzeu. Deci cu condiția asta. Intrat în altul, sau? Da, este o dărăpânătură acum, arată jalnic. Dar se va reabilita și va... Da, da. 7.000 de iarde vor intra. Garnizoana o reabilităm. V-am spus, e o zonă reprezentativă în Cernavodă. Este o clădire veche. Da, da, e chiar în centru. Este o clădire cu asta vechi, cu... Și o reabilităm, eu zic, în 7 luni o vom rezolva. Garnizoana este o poveste veche, este o clădire transmisă de către Ministerul Apărării în administrarea primăriei în scopul reabilitării și condiționat de a păstra destinația de muzeu. Garnizoana în momentul acesta se află în perioada de execuție, nu a început efectiv lucrările, tot din prisma perioadei nefavorabile pentru execuție lucrări.
Conform proiectului și expertizei tehnice, garnizoana va suferi lucrări de consolidare destul de consistente. Este șubredă și este încadrată în clasă de risc seismic 1. Una nu are încă bulină, dar pe acolo se situează. Drept pentru care lucrările de consolidare sunt atât la exterior cât și la interior, sunt de amploare. În mare parte lucrarea se referă la consolidarea clădirii, iar ca și destinație va fi de muzeu, va practic zona garnizoanei împreună cu muzeul actual care se află imediat în vecinătatea acestei clădiri, va crea ulterior o zonă de cultură și muzeu. Se va cumula în întreaga zonă adiacentă. Lucrarea, de asemenea, are o durată de 8 luni de zile, discutând din momentul începerii lucrărilor, care, așa cum ne va permite vremea, va fi luna aceasta sau martie.